Și pe mine revine misiunea de a vorbi despre cartea aceasta din perspectiva literaturii, pe unde mi-ar fi domeniul sau pe unde mi-ar fi competențele până la urmă. Dar cred că nu voi putea să pun un accent foarte mare în zona literalității, pentru că am impresia că în această carte pe care vă propune Adrian Sapău e vorba mai degrabă de ciocnirea dintre un individ și o istorie, despre niște fericiri personale într-un context al unor istorii nefericite, așa cum le numește și la un moment dat. Și mai degrabă decât o dimensiune estetică, în cartea aceasta se insistă pe o dimensiune morală, de pe discursul în zona aceea este accentuat. E a doua carte lansată în vreo jumătate de an despre literatură și convertire în cadrul acestei biblioteci județene și e vorba de cărți scrise de oameni foarte tineri. Cealaltă carte aparține colegei noastre, profesoare de engleză, Rodica Senteș, care a făcut un masterat în Olanda pe tema aceasta a literaturii și convertirii și iată vine o a doua lucrare, de data asta lucrare de doctorat, evident, mai riguroasă, dar va fi trădând ceva situația asta. Dacă oameni extrem de tineri își pun problema aceasta a convertirii și acestor experiențe absolut turbărătoare, schimbătoare până la urmă de identitate, schimbătoare, de spunea domnul Decan, de principii, de fel de a privi lumea, înseamnă că poate e un ceva în lumile în care trăim, care ne împing spre astfel de căutări. Sunt niște goluri care trebuie umplute în felul și chipul. Și eu cred că discursul lui Adrian Sabău din cartea asta e o pledoarie și pentru credință, și pentru ortodoxie într-o anumită zonă, și pentru românitate, pe de altă parte, ceea ce e un curaj extraordinar, adică un om de 30 de ani să aibă un discurs în care să pună accente pe valori naționale, zic că e un curaj anume. Tocmai într-o lume de asta mai mult decât cosmopolită în care trăim noi, globalizată și mondializată și cum mai vrem noi să urmim. Și pe de altă parte spun încă o dată, e o pledoarie clară pentru o dimensiune morală individul. Pleacă de la afirmația lui Wittgenstein, repetată de către Nicolae Steinhardt, cum că între etic și estetic nu există diferență. Adică n-ai cum să te plasezi în zona artisticului, în zona sensibilității, în zona frumosului, fără o apropiere morală, fără o apropiere etică. Și în sensul acesta zic cartea care vorbește despre cei trei autori, Steinhardt, Froissart și Wurmbrand, e până la urmă o carte pierduitoare, în sensul în care oferă exemplu. Aș zice altfel, spun, încă o dată zic, nu pot rămâne doar în zona literaturii, pentru că Adrian Sabău se ia foarte în serios. Deci și cu carta și de că este un interpret extrem de rigoros și de atent la toate amănunte. Și de aceea o să vedeți cum încearcă să demonstreze că cele trei texte aparțin totuși și literaturii sau primul rând literaturii. Da? Și veți vedea cum încearcă să așeze într-o albie a teoriei literare textele celor trei. Niciunul nu intră perfect. Patul lui Procust nu e pentru ei. Din fericire debordează. Din fericire câte un deget de picior de mână iese în afară patul lui Procust. Iar teoretic și atât Steinhardt, cât și Froissart, cât și Wurmbrand scriu până la urmă confesiuni. Scriu experiențe personale aproape de nerostit în spațiul public. E vorba, în fapt, de trăiri interioare aduse pe o scenă unde pot fi interpretate, motiv pentru care se insistă în carte și pe contradicțiile acestor personaje, pe situațiile uneori de-a dreptul scandaloase și, într-adevăr, dificil de decis care e adevărul în cazul lor. Dar asta spun, dacă pleacă de la, știu eu, teoriile lui Paul Pone asupra lecturii,
și asupra literalității textelor, sau dacă pleacă de la un Eugen Simion cu genul autobiografului și spun încearcă să vâre acolo textele celor trei, ele nu intră perfect. E foarte bine. Da? Asta subțiri și până la urmă asta justifică de ce ți-ai ocupat câțiva ani din viață să-i studiezi, numai pentru că sunt mari și pentru că aveau ceva important de zis și pe mine. Dincolo de asta, apropo de rigoare, chiar e o carte așa cu conținută academică, pentru că o să vedeți cu câtă rigoare încearcă să-și construiască un edificiu, lăsând, știți cum e, ca și cum un proiect, cartea asta are derulat în interiorul ei un fel de hartă în care ni se spune pasul 1, pasul 2, pasul 3 și revenim în capitolul 4, spunem, știți cum v-am avertizat în capitolul 1, ca în mintea cititorului conexiunile să fie făcute perfect, sunt noduri, dacă vreți, ale discursului, care nu-l lasă pe acest discurs să se extindă, să se lebărțeze, am vrut să zic, în domeniul academic, deși vorbeam despre o atitudine academică. Și iată, un discurs, dacă vrem, cu manual de utilizare, semn că și elevii lui Adrian pot citi această carte cu maxim profit. Adică e un discurs care se deschide către public suficient de larg. Într-un ritm strâns e scrisă cartea aceasta, fără regazuri digresive, așa într-un fel de respirație în care sistola, diastola înseamnă problemă. Și Adrian Sabău o enunță. Aceasta e o problemă. După care enunță situațiile, după care trage concluzia. E efectiv un fel de quod erat demonstrandum și spune așa e. Și pum. Da? Și adesea apare în text afirmația, nu e nimic de adăugat. Nu, lucrurile au fost rezolvate, clarificate. Da? Deci e un efort de acesta de clarificare a unor situații care nu întotdeauna sunt foarte transparente. Și pe de altă parte mai zic încă o dată, nu uită niciodată că se adresează cuiva. Că are un cititor în față, veți simți asta, de altfel folosește un noi, sigur, al modestiei până la urmă cercetătorului, dar în noiul acesta e introdus și cititorul. Încearcă să stabilească această comunitate cu cel pe care îl are în față și niciun moment nu uită că are în față un cititor sau chiar un public. Senzația mea a fost pe alocuri că se adresează, că discursul e adresat direct și nu scris. Sunt momente de cum să spun, de seducere, poate, a cititorului sau de pur și simplu de atenționare a lui asupra unor proceduri. Din punctul ăsta de vedere, Adrian Sabău nu e deloc din categoria lui Steinbach, pe care îl discut aici, adică sunt sigură că e din categoria aceea, dar că în acest text nu și-a permis poate luxul de a fi din când în când diletant și de a fi din când în când eseist. Vorbește despre Steinhardt, diletantul, Steinhardt, eseistul, să mă fac foarte bine înțeleasă. Amândouă conceptele sunt valorizate, amândouă sunt apreciative. E vorba de libertatea, pur și simplu de libertatea unui scriitor precum Steinhardt, în fața oricăror constrângeri, fie ele sociale, fie ele formale, fie ele de oricare altă factură. Și atunci spune, Adrian Sabău nu-și permite niciun moment să fie nici diletant, nici eseist, adică nu se lasă prins în fluxul ideii, în fluxul interpretării. Nu uită că e în interiorul unei teze de doctorat și care are de demonstrat niște lucruri foarte clare. Sigur că e un anumit entuziasm până la urmă al confirmării, cred că e o mare bucurie asta întâlnirii cu Steinhardt, se vede că e un alt tip de relație. E o empatizare totală cu subiectul, chestiune care nu se mai întâmplă în cazul celorlalți doi, firesc, probabil. Da, firesc pentru că, pentru acum, eu la sfârșit asta vreau să-i cer toți, probabil, pentru că ar merita o continuare a cărții acesteia, în care convertirea să fie plasată și într-un context filozofic, să fie poate mai amplu, ancorată în teologic, eu știu, să fie continuată, să fie continuat subiectul acesta. Dar asta spuneam,
Aici e vorba de întâlnirea care cu siguranță va fi schimbat ceva până și în structura ta cu opera lui Steinhardt, cu lumea de la Rohia, cu părintele Micu, înțeleg, mediator până la urmă într-un fel a acestei aprofundări, să spunem, a subiectului Steinhardt. Și apoi, promit că mă opresc, doar două așezări în context interesante. Discută despre opțiunea pentru eseu a lui Steinhardt, spun încă o dată, ca dovadă a unui scriitor întru totul liber. Principala valoare a lumii lui Steinhardt este această libertate. Și este un citat minunat acolo, nu cred că poți să te comentezi, da? E ceva de genul opusul păcatului. Nu da? Este virtutea, ci libertatea. Așa, opusul păcatului nu este virtutea, ci este libertatea. Da? Cred că cu subsemnul acestei afirmații se desfășoară întreaga carte. Și atunci, există un capitol întreg despre relațiile lui Steinhardt cu securitatea. Există apoi în celelalte două părți ale cărții accente pe relația, zic încă o dată, dintre individ și istorie. Toți cei trei indivizi aici discutați au avut ciocniri cu sistemul comunist. Ciocniri sau, pe de altă parte, prinderi în mrejele comunismului, atracții aproape, nu știu cum să spun, de sirenă, de-a dreptul în cazul lui Cossack. Adică ce s-a întâmplat aici, eu cred că asta este explicația. S-au întâlnit două tipuri de religie. S-a întâlnit religia în sensul autentic al cuvântului, s-a întâlnit credința ca vibrare interioară și până la urmă ca acces către o zonă transcendentală cu credința secularizată, cu religia secularizată, cu religia comunistă, care era o religie. Cu siguranță comunismul este o formă de rapt, de răpire, de viol, de violentare a creștinismului. Dacă stăm să ne gândim la discursurile lui Marx, dacă stăm după aceea să ne gândim la ceea ce se întâmpla fie și în lumea românească pe care noi o cunoaștem, era o religie adusă într-o lume fără Dumnezeu. E o religie fără Dumnezeu. De la faptul că te trezeai dimineața, te duceai în școală, suntem între oameni de școală, te duceai dimineață și înainte de orice cântai imnul, asta cu fața înspre un tablou al unui individ, care o fi fost el în cele două secvențe de comunism românesc, da? Și până la, recita imnuri, omagii, în osanale, nu? În diferitele sărbări, de la face spovedanie publică, făcându-ți autocritica în fața tuturor celorlalți, toate acestea sunt furturi nerușinate cu adevărat de la religie. De ce? Pentru simplu motiv că era o formă de manipulare. N-avea rost ca un sistem totalitar, e aceeași situație și pentru fascism, cu siguranță, da? Dar cu alte accente, cele două regimuri totalitare, n-aveau rost să-și inventeze un limbaj propriu când exista deja unul care putea să vibreze în mase, pur și simplu în mase. E deja, limbajul e format, trebuie doar turnat în tiparul acela altceva. Și atunci de aceea atât de intensă întâlnirea asta, spun, între cei trei și regimul comunist. Poate că asta are o explicație. Da. Bun, eu îl felicit pe Adrian Sabău și eu aștept partea a doua. Sigur, când rememorez, fac și eu apel la memorie, o anumită perioadă de timp, la acel sistem comunist, eu am avut chiar bucuria și șansa să cunosc personal pe Steinhardt. Nu numai din scrieri, ci la modul concret. L-am cunoscut la o expoziție.